Salut! Pentru că ai deschis, vreau să te rog un lucru. Nu doar să auzi, nu doar să vezi și nu doar să afli. Nu contează ce afli. Vreau să folosești ceea ce afli, să pui înțelegerea prin propria ta persoană, să experimentezi. Altfel, nu ajută deloc. Așadar, să-i dăm drumul! Am pentru tine 5 tehnici să ai super încredere în tine, în forțele tale proprii, să ai super curaj, super energie, super entuziasm, să fii încrezător în tine, pe toate planurile vieții tale. 1. Cărările cele mai bătute sunt și cele mai înșelătoare. Pentru că de multe ori oamenii nu folosesc ceea ce simt, dar te rog, îți propun. Caută în tine, caută să folosești ceea ce e bine pentru tine și nu ceea ce este obișnuit. Pentru că turma, gloata, plebea merge după lucrurile obișnuite, după ceea ce face unul și când unul cade, cad și ceilalți. Așadar, pun un pic de atenție pe aceste lucruri pe care le faci din obișnuință și ia în seamă, ia în propria ta vedere și observație să nu te duci cu gloata, cu turma. Dacă te duci cu turma, ajungi ca turma, adică unde unul nu poate ieși din turmă pentru că trebuie să-și facă loc să iasă din turmă, ceea ce e foarte greu. Așa dacă pui mici lucruri în rutina ta zilnică și ieși cu voință proprie, cu perseverență și nu faci lucruri obișnuite, vei vedea că îți poți crea tu singur cărarea ta. Așadar, nu folosi cărările cele mai obișnuite pentru că astea sunt și cele mai înșelătoare. 2. Fă un lucru, dar fă-l pe ăla care efectiv faci pipi pe tine de frică. Care nu-ți place, care ți-e frică să-l faci. Sună pe cineva care îl urăști, sună-ți dușmanul. Fă ceva care nu îți place deloc, efectiv ți se îndoaie sufletul să-l faci. Ceva care... Pui un pic de voință să-l faci. De ce? Pentru că te ajută să treci peste obstacole limitative pe care ți le produce mintea. Nu vrei tu să le ai, dar ți le produce ea. Îți propun ceva, e doar un joc pentru tine. Dacă faci ceva ce te sperie în fiecare zi, ceva ce nu-ți place, ce e neobișnuit pentru tine, vei observa că prinzi o anumită cantitate de energie în tine și de curaj pentru orice aspect al vieții tale. De exemplu, dacă suni pe cineva care chiar îți este, nu-ți place deloc să-ți petreci timpul cu el sau cu ea, da? Sună și pune-te într-o stare, într-o situație emoțională să fii bine cu acel om, pentru că acel om oricum moare. La fel și tu, la fel și eu, la fel noi toți. Dă un pic din inima ta, dă un pic din tine și dacă faci lucrul ăsta să vezi că de fapt ai resurse în tine pentru simplu fapt că ai făcut ceva ce nu-ți plăcea, ce ți-era ție frică, ai depășit. Prinzi încredere în tine. 3. Ajută pe cineva, dar ajută fără martori. Fă-o din propriul tău suflet, din propria ta inimă, din propria ta rațiune. Când faci asta și când o faci fără martori, apare în tine o nouă putere, care până acum n-ai avut-o pentru că n-ai făcut-o fără interes. Fă-o fără interes. Du-te la cineva care nu ai nicio treabă. E complet fără niciun fel de interes în viața ta. Dă-i ceva, oferă-ți timpul, pune intenționalitate și fă-o bine pentru acel om. Să fie un om, fie un animal, fie un serviciu pentru cineva. 4. Elimină autojudecata. Pentru că autojudecata ce face? Tu ești undeva, te simți bine, am trezit super energic, mă simt foarte bine, dar după aia, când mă judec că ceva nu mi-a ieșit, că iar și mă sună ăștia, chiar și am multe mail-uri, chiar plec la job, chiar și aglomerat în oraș, iar și am o groază de chestii în capul meu, acest sens de autojudecată, când mă simt eu aiurea, când o fac și foarte mecanică chestia asta, când mă judec pe mine, asta trebuie eliminată. Nu ajută, nu e bună, scoate-o, dă-o la baie, trage apa și uite de ea, du-o la gunoi. Ia autojudecata, du-o la gunoi, arunc-o și valea, da? Scoate din tine așa ceva. Dacă trăiești cu asta, nu e bine. În schimb, adaugă compasiunea de sine. Adaugă ceea ce îți place. Spune-ți vorbe frumoase. Încântă-ți sufletul, mintea, trupul.
dă-i ce vrea, dă-i ce trebuie și în același timp observă-te și ieși în autojudecată și adaugă compasiunea pentru tine. Și după aia poți să o dai pentru alții. Nu poți doar să transmiți ceva fără să experimentezi. Trebuie să fii mesajul dacă vrei să dai altora. Trebuie să dai din tine ce ai experimentat. Altfel e doar gargară, doar bârfă, doar minciună. Dacă vrei să ajuți oameni, dacă vrei să-ți faci ție bine, elimina autojudecata și adaugă compasiunea. Sunt două elemente distincte care tu doar trebuie să faci decizia asta în fiecare moment al vieții tale. 5. E grea asta, dar trebuie să o faci. Vreau să încetezi, dar să încetezi te mai compare cu ceilalți. Când te compari cu ceilalți, iarăși scazi nivelul. Dacă ești tu cu sinele tău propriu și faci tot ceea ce vrei, crești nivelul ființei tale, al propriei tău personalitate. Pentru că propria ta personalitate este cea care are șanse să obțină ceva frumos de la viață, da? Ea crește și odată cu esența din tine, cu a ta bunătate, energie, încredere, compasiune, non-judecată, aduce elemente frumoase în viața ta, așadar elimină tot ce crezi că gândesc alții despre tine sau despre orice faci tu. Cu cât mai mult treci peste asta și faci tot ceea ce trece ție prin cap, prin inimă și spui ce vrei, gândești ce vrei, alegi, decizi ce-i bine cu viața ta, atunci lasă pe alții să judece ce vor ei, pierd vremea și nu tu. Simplu fapt că cineva te judecă este pierderea lui, simplu fapt că tu taci și nu judeci este câștigul tău. Simplu fapt că acel om te judecă, el nu face decât să iardă ceva ce are de valoare, poate să spună ție ceva frumos, poate să te ajute pe tine, poate să-ți dea o părere, o sugestie, o propunere, să te ajute pe tine. Dacă nu faci asta, el își pierde vremea. Când judecăm pe cineva, este foarte mecanic, este ceva ce pleacă de la un gând, se transpune în cuvinte și începem și judecăm că ăla face bine, ăla nu face bine, ce raha, ce nu-i bine, băi, lasă-mă, nu știu ce. În continuu, mintea noastră generează, produce judecată despre orice vedem, despre orice fac alții, despre orice ne zic alții, despre orice. Acest lucru, dacă dispare de la noi, poate fi un bun exemplu, îți dispare și de la ceilalți. Nu putem cerem altora să nu ne judece dacă noi o facem cu ei. Așadar, încetează să te mai compari cu ceilalți. Dragii mei, dacă ți-a plăcut, dă share, dă subscribe mai jos, dă comenturi, vreau să știu părerea ta, am nevoie de părerea ta. O să vină din 4 în 4 zile aceste videouri, sunt pentru binele tău, ca să poți le faci bine altora. Așadar, 5 lucruri ca să-ți fie ție încrederea mare. Mă bucur că ești aici, că facem o treabă bună împreună. Să-ți fie de bine!